I s-a făcut imediat teoria distrunjirii a face arbori cotistici. Lucru extraordinar din strani, vă spun cât de înapoiată era România. Lucruri extraordinare au acolo, deci din negativi, deci extraordinar din negativi, n-avea practic ingineri, aici nu era niciun institut politehnic, ci era aici, era un om, deci acest rector Creangă, care nu știe de unde era, care ar fi fost la Câmpul Lung, care ar fi fost din Statele Unite. Wisconsin era un element, să spunem, dubios, care își bătea joc de oameni, acolo s-au produs adevărate tragedii, pentru că spunea că, domnule, vezi fiecare după pungă. E, și eu vă spun că nu poți să pui asta, deci din punct de vedere al vânzătorului, fiecare după pungă. Deci, situații extraordinare negative, cum v-am spus, aici în centru erau la început niște zone din astea de case pe pământ care nu aveau ferestre, erau zidite, nu știa ce e o curte interioară, chiar în centru nu era o dubliură a vreunui alt oraș, erau și un fel de dubliuri din astea. Deci foarte, foarte înapoiată și populația, deci ce s-aduce? S-aduce o populație foarte periculoasă, fără clase, eu vă spun că numai cine e născut așa cam în perioada asta, 1965 și mai departe, este cu o școală. Restul, deci persoanele în vârstă, nu au școală, au niște composturi din astea, cum îi spunea, au niște comasate, niște composturi care nu țin loc de școală. Bineînțeles, el era din astea, care vă spun că mai mult de 5 clasă nu-i dădeai, acolo întâmpină dificultăți extraordinare, pentru că cred că deja era învăluit în conspirația asta a convergenței împreună cu familia lui de sânge, unde țineau ascuns, eu nici nu știam, dozea copilul nu trebuie să știe nimic, dar am înțeles că avea avusăsăr un președinte din Marea Adunare Națională și vreo patru prim secretari în familia femeii, iar aici au avut doi membri, deci în Comitetul Central, deci o familie comunistă complet, care nu putea să nu fie cumva neimplicată în atrocitățile care erau acolo. Ei spuneau că s-o da mâncare bună, cu divers, că aleargă, au medici, au totul, și că se face reeducarea acestor persoane, ca să ajung la o medie, adică să gândească în medie, fii atent, în media asta totală, că le trebuie, să spunem, 0,8 hectare, 0,5, dar ei nu au dat nici asta. Asta vreau să spun comunist, sau pe unde au dat, acolo s-a dat, eu am fost personal șefuit. Deci extraordinar de negativ era situația, extra supra-negativă, eu vedeam că nu arăt ca ei, ce să faci negativ, alții spuneau că s-a produs undeva un furt de super tehnologie, de undeva, e posibil și asta, dar n-am văzut să vină cu reclamații clare, să spunem. Probabil se făcea și o injecție, să spunem, de hipercultură aici.